Bună, dragilor, sunt Aștar și mă bucur să mă întâlnesc astăzi cu voi din nou. Astăzi este o zi specială, este 22 februarie 2022. Este o zi foarte specială din toate punctele de vedere, atât astral, atât energetic. Și din acest motiv se întâmplă foarte multe lucruri minunate pe pământ. Deși voi nu reușiți foarte mulți dintre voi să vedeți asta, pentru că aveți încă parte de foarte multe încercări, tot ceea ce pot eu să vă spun este că sunteți pe drumul cel bun, iar astăzi am venit cu vești noi, minunate, care sper să atingă câte puțin viața fiecăruia dintre voi. Vorbesc acum pentru toți cei care și-au început drumul, pentru toți cei care au înțeles că este o nouă eră, este o eră a energiilor, a frecvenței, a luminii, a iubirii și a unității conștiinței. Pentru toți aceia care nu și-au negat stările și au încercat să înțeleagă ceea ce simt și prin ceea ce trec, dintr-un alt punct de vedere decât acela al faptului că viața este grea, așa cum o considerați foarte mulți dintre voi. Toți aceștia care sunt cât de cât pe cale și care au înțeles că într-un fel sau altul vor trebui să schimbe în viața lor tot ceea ce nu le mai este benefic, tot pentru toți aceia care au hotărât să se elibereze de ranchiună, au hotărât să ierte, au hotărât să se îndrepte spre iubire și iertare. Acesta este momentul în care vor apare lucruri minunate în viața lor. Sunteți foarte mulți pe cale care, unii dintre voi, sunteți la început și mai aveți parte de încercări. Vreau să vă spun, este un mesaj special al meu, alături de mine este Măicuța Domnului astăzi și împreună vrem să vă spunem pentru cei care sunt mai noi pe această cale, că toate confruntările care apar în viața voastră acum și toate luptele și tot ceea ce apare luându-vă astfel prin surprindere, și aici vorbesc efectiv de întâmplările care apar în viața voastră, acestea sunt special apărute pentru a fi dizolvate, eliberate și vindecate. Îndemnul meu și al Maicii în această zi este să nu opuneți rezistență și să nu vă considerați victime. Acceptați că binele, pentru a apare binele și lumina în viața voastră, întâi va apare întunericul care trebuie dizolvat, eliberat și vindecat. Acceptați toate lucrurile care vi se întâmplă în acest moment, încercând să gândiți pozitiv și încercând undeva în subconștient să vă asigurați pe voi înșivă că întotdeauna lumina va învinge. Dar pentru ca lumina să învingă, trebuie întâi întunericul să apară, să se dezvăluie și să fie dizolvat. De aceea, foarte mulți dintre voi în această perioadă treceți prin tot felul de încercări la nivelul vieții voastre de zi cu zi, la nivelul relațiilor voastre, în jobul vostru, în mariajul vostru și în toate relațiile voastre. Vestea bună este că energiile sunt atât de intense și totul se întâmplă atât de rapid și datorită vouă, a conștiinței voastre, această intensificare a luminii se datorează, datorită vouă și a conștiinței voastre, eu vreau să vă spun că toate aceste stări, toate aceste greutăți pe care le întâmpinați acum, ele vor dispare mult mai ușor.
Ele doar apar pentru a fi înțelese, eliberate și vindecate. De aceea, dacă în viața voastră vă confruntați cu situații extreme, cu situații limită, încercați să nu cădeți în acea buclă a gândurilor negative și ale victimei. Încercați să priviți la modul cel mai frumos posibil și să spuneți că totul este venit pentru a se dizolva, elibera și vindeca și așteptați cu răbdare schimbările care vor veni în viața voastră. Uneori, pentru a se instala binele, trebuie să treceți printr-o perioadă mai neagră, dar această perioadă va fi mult, mult mai scurtă comparativ cu ceilalți ani, pentru că lumina a crescut ca intensitate și conștiința voastră a crescut. Acesta este un mesaj în special acum, ce am spus până acum, pentru cei care sunt la început de cale. Pentru cei însă care sunt mai evoluați, pentru cei care au lucrat cu ei, pentru cei care deja în viața lor le-a fost conturat un drum, pentru aceștia se întâmplă minuni. În primul rând, energia feminină, și de fapt asta este valabil pentru voi toți, energia care vindecă, energia Maicii, este acum prezentă pe pământ și foarte mulți dintre voi, deși vă confruntați cu foarte multe stări și cu foarte multe probleme de sănătate, de fapt, acestea iarăși sunt apărute pentru a fi vindecate. Se vor face vindecări de la sine, vindecări minunate, în care veți uita că ați suferit. Aceasta este perioada în care chiar dacă suferiți și apar tot felul de boli, acestea vor fi vindecate și vor fi vindecate miraculos, cu cât conștiința voastră este mai înaltă, cu cât lucrați mai mult cu voi și cu cât în adâncul vostru sunteți mai convinși de faptul că lumina există, că noi toți existăm și suntem sinele voastre superioare și suntem de fapt voi cei care sunteți în viitor și într-o altă dimensiune. Iar noi am venit să vă ajutăm special pentru a face acea fuziune cu voi. Și acum ajung la celălalt mesaj, la mesajul pentru cei care sunt deja pe cale și mesajul meu este pentru toți cei care deja lucrați cu energiile, pentru toți cei care aveți deja conștientizări foarte înalte, pentru toți cei care și-au lăsat ego-ul să moară și să se transforme în iubire, în iertare, în compasiune, acum sinele voastre coboară și începe întruparea sinelui și activarea merkabei voastre. Este o nouă perioadă, o perioadă binecuvântată. Toți cei care simt presiune mare în cap, acesta este un semn că sinele lor vrea să fuzioneze cu ei. Nu este o perioadă ușoară, asta înseamnă că corpul vostru fizic este foarte încercat, dar tot ceea ce vă putem spune acum, atât eu Ashtar, cât și Maica, este să aveți încredere în proces și să încercați să lăsați procesul să meargă în așa fel încât să nu opuneți rezistență și totul va fi minunat în viața voastră. Foarte mulți dintre voi vă veți vedea sinele, veți comunica cu el, veți face conexiuni cu sinele voastre din alte dimensiuni și din alte tărâmuri și din alte civilizații și veți vedea că de fapt iubirea este cea care contează. Este singurul lucru care contează pe acest pământ. Dar pentru a putea iubi, va trebui mai întâi să învățați și să puteți ierta. Iar voi sunteți acum pe cale, pe calea cea bună, pe calea cea minunată, fiecare la un anumit nivel
de evoluție, dar toate astea vă vor duce în final la întruparea sinelui, activarea Merkabei, mersul între dimensiuni și foarte multe alte lucruri care vă vor aduce sănătate, echilibru și bunăstare. Aveți încredere în proces, nu opuneți rezistență, suntem lângă voi, procesul continuă și este minunat. Rămâneți cu bine, sunt Ashtar și Maica Domnului.